suntem echipa Wordio. Ar trebui mai întâi să ne prezentăm, zic, dar o să las un video să ne prezinte mai bine. Dacă jocul nostru este despre creat povești, am ales să creăm și noi o poveste și o să vă prezint personajele noastre, iepurilă, dar după cum se prezintă el, iepur, pentru că este cel mai grăbit iepure din oraș. Girafela, lungul, normal. Este tocilara de la A10-a B și este prietena cea mai bună a Carinei Elefardation. Ea este elefantul nostru foarte popular, după cum vedeți, 5.000 de followeri pe Instagram. După ce au intrat în autobuz, fetele s-au așezat în spatele lui iepurilă și l-au văzut jucându-se pe telefon. Ce s-a întâmplat mai departe? Girafela n-a știut ce să spună, așa că a întrebat-o pe Carina dacă știe de aplicație. Carina, normal, ca orice fată populară de la liceu, știe tot ce se întâmplă. Așa că a început să-i explice. Ce este Wordio? Cred că fiecare dintre voi a jucat în timpul orelor măcar o singură dată jocul acela în care, din prima bancă, pornește o foaie cu o propoziție. Iar acela îndoaie foaia, astfel încât doar ultima propoziție scrisă se vadă. Ei bine, asta este și Wordio. Este o aplicație online, care este o versiune mai nouă a jocului din trecut, în cadrul căreia, împreună cu mai mulți prieteni, vă puteți crea propria poveste. Aplicația noastră oferă utilizatorului posibilitatea de a-și alege ce poveste vrea să scrie, punând la dispoziție 4 categorii. Horror, acțiune, comedie și dramă. Cine folosește Wordio? Noi ne-am axat pe tineri, deoarece aceștia se plictisesc imediat de orice, nu contează cât este de wow aplicația nouă apărută, oricum se plictisește cineva de ea. Și de aceea noi credem că Wordio este o aplicație perfectă pentru ei, deoarece este distractivă și are un timp de desfășurare mult mai redus. Scrii propoziția și după aia următorul ți-o completează. Deși Wordio poate fi folosită și de alte persoane mai în vârstă, doar trebuie să ai imaginație. Cum funcționează? În primul rând, în momentul în care intri pe site, trebuie doar să-ți creezi profilul. După ce profilul este creat în doar câteva secunde, utilizatorul nu mai are niciun impediment în crearea poveștii. Trebuie doar să-și aleagă ce categorie de poveste vrea să creeze și să-și aștepte rândul să scrie. După aceea, povestea este gata și fiecare utilizator poate să o citească. Cum a apărut? După cum am mai spus, Wordio a apărut din inspirația noastră, pentru că am văzut cât e de distractiv să ne jucăm asta în timpul orelor și am zis de ce să nu o facem și în autobuz. Așa că Wordio este evocarea jocului din trecut. 5 secunde.
Ce ne place? Pentru că este rapidă, este online, implică mai multe persoane, iar ultima propoziție poate fi văzută doar de utilizator. Adică doar atât vezi. Doar la final vezi toată povestea. Dacă vreți să aflați mai multe sau chiar să jucați, link-ul este afișat. Mulțumim!